Bună seara, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ecouri din Poiana lui Ocan. Ascultătorii ai postului Galaxy FM, post care preia până la ora 22 în direct emisiunea noastră, așa cum de asemenea sunteți obișnuiți. Da. Aș începe cu o chestiune de suflet pentru a intra, nu neapărat pentru a intra în ritm, ci pentru că e bine ca ceea ce o să evoc în momentele care urmează să nu fie alterat de, eu știu, de duritatea, de complexitatea, de asprimea evenimentelor de pe scena politică internă. E vorba de faptul că în urmă cu câteva zile, mai exact luni, 22 august, s-au împlinit 99 de ani, 99, îmi place cifra asta, o să vă explic imediat, 99 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai mari discipoli ai lui George Călinescu, criticul și istoricul literar și mai presus de orice, profesorul Alexandru Piru, iubitul meu profesor din facultate, de la Facultatea de Filologie Craioveană, de la intersecția anilor 60-70. Un om pe care sau căruia intelectualicește vorbind îi datorez foarte mult. Dacă sunt obișnuit într-un anumit fel de a privi fenomenul literar, de a privi literatura, arta în general, deci într-o anumită manieră, într-o anumită, dacă vreți, filozofie, acest lucru îi se datorează în cea mai mare parte profesorului, criticului și istoricului literar Alexandru Piru. Spuneam, s-au împlinit 99 de ani și îmi place cifra 99. Deși distinsul om, marele om de litere, s-a stins din viață în urmă cu 22 de ani, în 1993, într-un noiembrie bacovian, a zice, într-o totală izolare, într-o totală singurătate, uitat de toți. Cifra 99, cum să spun eu, mi se pare o cifră oarecum veselă. De ce? Nu, trebuie să mă înțelegeți foarte exact în ceea ce spun. De ce foarte veselă? 99, cifra 9, copil fiind, băiet fiind, păduri cu trei ram, vorba poetului, copil fiind și școlar fiind, aproape că nu mă bucuram de notele numeroase de 10 pe care le luam, cât mă bucuram de notele de 9. Mi se părea mie că cifra 9 se caligrafiază pe undeva mai frumos și are o altă aliură și că parcă e, cum să spun eu, parcă e acea, reprezintă acea idee de normalitate care trebuie să te țină de oarecum departe de tentația perfecțiunii, a idealului și așa mai departe, pe care l-ar reprezenta nota 10. Nu știu că nu mi-au plăcut notele de 10, vai de mine, dar îmi plăcea cum era caligrafiată de profesorii mei în carnețelul de note, nota 9. Copil, nu? Băiet fiind, păduri cu trei ram. Revin. S-au împlinit deci 99 de ani de la nașterea unui mare om, căruia literatura română contemporană îi datorează foarte mult, foarte mult, din mai multe puncte de vedere. Unu, pentru opera sa vastă, pentru sintezele sale extraordinar de cuprinzătoare și extraordinar de exacte. Vorbesc de perioade vaste ale istoriei literaturii române. Poezia românească între 1950-1975 sau panorama deceniului literar românesc 1940-1950. Vorbesc de asemenea de istoria literaturii române de la origini, de la început până azi. E un fel de compendiu după model călineștian apărută la editura Univers în 1981. Nu mai amintesc, desigur, de literatura română veche și literatura română premodernă, la origine cursuri universitare, susținute de profesorul meu la Universitatea din București.
O operă vastă, în primul rând, deci o personalitate de importanță majoră în literatura română contemporană, deci asta prin prisma pur și simplu a operei sale, iar în al doilea rând, o mare personalitate, pentru că devotamentul său, iubirea, prețuirea cu care și-a tratat maestrul, magistrul, pe George Călinescu, l-a făcut, l-a determinat adesea să facă munci pur și simplu de secretariat. Istoria literaturii române de la origini până în prezent a lui Călinescu a fost copiată de mână de Alexandru Piru cu modificările aduse de Călinescu pe exemplarul primei ediții, pe un exemplar al primei ediții, ediția din 41, și a dat-o la tipar după, desigur, după trecerea lui Călinescu la cele veșnice, a dat-o la tipar la editura, a dat-o la editură, la editura Minerva, în vederea tipăririi. Era vorba de tipărirea ediției a doua, revizuite și adăugite a istoriei literaturii române de la origini până în prezent. A depus manuscrisul prin înainte de anii 70, dar manuscrisul, cum spuneam și cu alt prilej, manuscrisul lăsat de Alexandru Piru din istoria literaturii române în vederea a lui Călinescu în vederea ediției a doua, a avut un stagiu editorial extraordinar de lung, nedrept de lung. Sigur, cauze au putut fi invocate, asta în condițiile în care publicul doritor de cunoaștere, doritor, iubitor de literatură, cerea insistent republicarea istoriei lui Călinescu. Deci, manuscrisul depus de Alexandru Piru la editura pentru literatură, viitoarea editură Minerva, a stat în sertare din motive pe care, asupra cărora poate vom discuta, vom insista altă dată, până în 1982, când a fost în sfârșit tipărit. În seria de emisiuni Prezentul la trecut, pe care o puteți urmări tot pe Galaxy TV, în fiecare zi de luni până vineri, ați putut fi martorii unei evocări a acestei capodopere în secvențe, sigur, secvențe foarte scurte, nu ne puteam permite mai mult. Spațiul de care dispunem nu ne putea permite mai mult. Revin, apariția ediției a doua a istoriei lui Călinescu îi se datorează în exclusivitate lui Alexandru Piru, discipolul cel mai devotat al lui Călinescu. Despre profesorul Alexandru Piru, pentru că a fost într-adevăr un profesor inimitabil, un profesor fără egal, căruia, așa cum încercam să vă conving, îi datorez foarte, foarte mult, foarte multe. În primul rând, natura viziunii mele despre fenomenul literar. Se pot spune, deci despre profesorul Piru se pot spune foarte, foarte multe. A fost foarte iubit de studenți. Fie că era vorba de studenții din Universitatea Bucureșteană, unde a profesat aproape permanent până când a fost pensionat, fie că era vorba de studenții craioveni. Foarte puțini au fost profesorii pe care îi cunosc care să se bucure de o așa de mare simpatie din partea studenților sau elevilor lor, cum a fost Alexandru Piru. Și asta studenții îl iubeau, nu cum mai spun unii răutăcioși, datorită extraordinarei sale generozități. Era foarte generos la examene. Practic, la examenele lui Alexandru Piru nu se pica. Practic. Așa, dar era iubit în primul rând pentru extraordinarea sa carismă, pentru magnetismul cursurilor sale, care se transformau în adevărate spectacole de idei sau alteori în polemici purtate la distanță cu tot felul de inși care aveau temeritatea să-l atace prin presa literară, cu detractorii săi. Acele erau, într-adevăr, niște prilejuri de mare desfătare intelectuală, sufletească, cum vreți dumneavoastră să le spuneți, pe care numai cei care l-au audiat pe Alexandru Piru, indiferent de perioadele în care au făcut-o, își pot da seama.
În sfârșit, ce aș mai fi vrut că nu avem mai multe subiecte astăzi, dar vreau să nu las nespuse câteva lucruri despre acest mare om și mare dascăl. Alexandru Piru a fost, poate, printre puținii, dacă nu chiar singurul mare intelectual român care n-a făcut din suferințele sale prilej de exhibare publică. Prilej de exhibare. Nu și-a mărturisit suferințele de-a lungul, pe care le-a avut de-a lungul întregii vieți, niciodată în public. Nici în fața studenților, nici în fața prietenilor, nici în presă. Și n-au fost puține aceste. Unii au rămas cu impresia că nu, domne, omul n-a avut nimic, a fost un fel de boier. Da, boier era prin caracterul său, boier. Om de mare calitate, asta înțeleg eu prin boier. Da, că nu a avut de suferit, că el a fost un fel de belfer, de aristocrat, de boier. Sigur, ținuta aristocratică a lui Alexandru Piru era de asemenea o altă trăsătură definitorie a omului. Caracterul său deosebit, finețea, eleganța sa, inclusiv vestimentară, erau de-a dreptul proverbiale. Dar despre suferințele lui n-a vorbit niciodată în public. Trebuie spus că în 1948-49, când era asistentul lui George Călinescu la Universitatea din București, a fost înlăturat din învățământ odată cu George Călinescu, cu magistrul său, știți? Adică se știe că în perioada aceea Ion Wittner, Novikov și alții corifei ai proletcultismului victorios, nu-i așa, din acea vreme, l-au trimis pe George Călinescu, director, știți dumneavoastră, chipurile, vrea să scape cineva de tine, îți dă un picior în spate și te avansează, chipurile avansează. L-au făcut director la un institut care încă nu era înființat, adică l-au înființat pentru Călinescu chipurile, crezând că, mă rog, va urma să fie un fel de formă fără fond în care Călinescu să se piardă în peisaj. Treaba e următoarea, Călinescu și-a luat în serios misiunea de director al Institutului de Teorie Literară și Folclor, cum era numit atunci, azi Institutul George Călinescu, din București, care mi se pare că ține de Facultatea de Litere a Universității din București. Dar atunci Călinescu și-a luat, cum spuneam, misiunea în serios, a devenit cu adevărat director de institut și a luat o echipă de tineri cercetători pe care i-a pus la treabă, să colinde coclaurii patriei în căutare de documente necesare, inclusiv modificărilor pe care le avea de gând să le facă George Călinescu la istoria literaturii române din 1941, i-a pus la treabă, institutul a început să producă studii, culegeri de studii, să organizeze simpozioane în serie, acolo s-au format foarte mulți cercetători, discipoli și ei ai lui Călinescu, și iată că ceea ce s-a dorit, adică îndepărtarea lui Călinescu din mediul universitar, unde se considera că era un pericol pentru studenți, pericolul fiind gândirea sa strălucitoare, superioară, firește, așa, s-a transformat practic într-un bumerang. Călinescu avea să revină la universitate, nu ca profesor titular, ci ca profesor onorific. Dar altceva voiam să spun. Odată cu George Călinescu au plecat de la Universitatea Bucureșteană, de la Facultatea de Litere a Universității din București și asistenții săi. Adrian Marino, Alexandru Piru, Dinu Pilat, care mai erau. Deci, începând din 1949 și până prin 1956-57, Alexandru Piru, care sigur avea tot formație de filolog, formație universitară, a îndeplinit cele mai teribile, cele mai neînsemnate profesiuni. A ocupat cele mai anodine posturi de locuri de muncă. A fost topometrist, a fost strungar, în sfârșit a fost chestiune, la munca de jos, cu alte cuvinte, atâția ani de zile. Despre acea perioadă el n-a vorbit niciodată.
foarte puține lucruri se știu și probabil, cine știe, poate cercetarea mai atentă a arhivei criticului, cine știe în posesia cui o fi intrat și arhiva sa, va aduce mai multă lumină în jurul, în legătură cu acea cenușie perioadă și dramatică pentru marele om. A revenit ca urmare a unei conjuncturi, să zicem, fericite și cu sprijinul câtorva oameni care au prețuit valoarea sa intrinsecă, a revenit în viața universitară în 1956-57, când și-a tipărit una din cărțile sale de căpătâi, monografia despre Garabet Ibrăileanu, care fusese teza sa de doctorat. În sfârșit, a fost ținut că în funcția de lector, de conferențiar foarte mulți ani, în ciuda faptului că omul publica în permanență, atât în revistă, în presa literară, cât și în edituri, volume după volume, a fost, dacă vreți, împiedicat să predea epoca literară pe care o iubea cel mai mult, literatura modernă, epoca dintre cele două războaie mondiale, perioada de după 1900, tot pe considerentul că, domnule, fiind vorba de scriitori cu destule probleme de ideologie, s-ar putea ca părerile, viziunile sale să nu corespundă cu orientarea politică a vremii. De aceea, în loc să predea, poate, cu strălucire epoca literară pe care o iubea cel mai mult, epoca modernă, i-au fost repartizate cursurile de literatură română veche și premodernă, pe care le-a ținut cu o foarte mare seriozitate, cu o foarte mare exactitate, deși acolo era vorba mai mult de informație culturală, dar din care a reușit să scoată nestematele esențiale ale perioadei vechi. Cele două cursuri universitare, literatura română veche și literatura română premodernă, transformându-se ulterior în două volume de rezistență și de bază în ceea ce privește formarea actuală chiar a tinerilor filologi. Despre alte lucruri, alte suferințe pe care le-a avut de îndurat, Alexandru Piru iarăși nu a vorbit, inclusiv, deci atât înainte de 1989, cât și după 1989, când detractorii săi, prietenii, sigur cu ghilimelele de rigoare, din toate zonele literaturii și găștilor literare pe care omul le-a disprețuit cu consecvență întreaga sa viață, l-au atacat fără cea mai mică urmă de decență. De ce hai să zicem că înainte aveau ce aveau. Erau călineșcieni, erau anticălineșcieni. Erau invidioși. Erau șocați, dacă vreți. Erau tulburați de faptul că Piru nu intra în nicio gașcă. Detesta politica de coterie, cum am încercat să vă și spun. Dar ceea ce e mai interesant, că l-au urmărit cu ura lor scandaloasă și, dacă vreți, nedreaptă, nemotivată prin nimic, nemotivată prin ceva, și după 1990. Pentru ce motiv? Pentru faptul că Piru a acceptat să fie directorul cotidianului Dimineața, considerat în epocă cotidian pro-prezidențial, președinte atunci fiind Ion Iliescu. Spre deosebire de alți președinți, Iliescu avea o prețuire pentru oamenii de adevărată cotă intelectuală. Și a încercat să și apropie pe cei care au dorit să se apropie. E unul din meritele fostului președinte Iliescu, indiferent ce s-ar spune despre el. Deci Iliescu l-a invitat pe Alexandru Piru să fie director. Sigur, era funcție onorifică. Practic, ziarul era scris de alți jurnaliști.
Piru a girat cu numele său Cotidianul Dimineața și atâta vreme cât a fost director al Cotidianului Dimineața, că n-a fost în permanență, de la un anumit moment el s-a retras, atâta vreme cât a fost director al Cotidianului Dimineața, el a făcut-o cu decență. Abia mi-amintesc primele luni ale anului 1990 avea o rubrică, o tabletă care apărea o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână pe prima pagină. Excelente acele tablete și despre lumea literară și despre lumea politică. Texte scrise cu o eleganță, cu o... dacă vreți, cu o participare din aceea molcomă, discretă, precum era și graiul său, ușor moldovenesc, atât de apreciat, timbrul său. O parte din timbrul său atât de cald, atât de special, pe care cei care au audiat cursurile îl cunosc, s-a transferat în bună parte în structura afectivă și intelectuală a textelor pe care le-a publicat în ziarul Dimineața. Ei, și pentru asta l-au urmărit cu ura lor de omidă păroasă foarte mulți dintre contemporanii săi, care nu i-au iertat. Ce nu i-au iertat? Inflexibilitatea judecăților de valoare, faptul că a fost un călineștian convins, faptul că nu, că era neiertător în polemică, faptul că nu suporta veleitarismul, amatorismul, impostura în literatură. Chestiuni grave, ce să zic, pentru care nu putea fi iertat. Adminteri, omul nu, repet, nu s-a plâns niciodată că dacă intelectualitatea românească de după decembrie 89 ar fi avut CV-ul suferinței lui Alexandru Piru, înseamnă că, ce să zic, țara românească ar fi fost un fel de vale a plângerii dizidenței, un monument de dizidență. Toată suflarea intelectualității românești, dacă ar fi suferit cât a suferit Alexandru Piru și și-ar fi făcut din această suferință un titlu de noblețe, vă dați seama ce ar fi fost pe plaiurile mioritice. Ei, nu. Alții și-au construit, așa zisa dizidența, alții și-au construit rezistența la comunism. Doamne, doamne, alții și-au făcut biografii din temir ce amănunt biografic. Faptul că au fost întrebați de vorbă de un polițist de la circulație într-o anumită împrejurare a devenit motiv de anticomunism feroce. Și au făcut din el, din acea întâmplare măruntă, meschină, și-au făcut din el, din acea întâmplare, o trambulină veritabilă pentru a urca treptele ierarhiei sociale, pentru a parveni mai pe scurt. E, Piru n-a făcut-o, deși avea toate motivele să o facă. În revista România Literară, căutăm pe internet, în arhiva revistei România Literară, am dat de o scrisoare pe care istoricul Nicolae Scurtu a publicat-o, o scrisoare a lui Alexandru Piru către criticul și profesorul Pompiliu Marcea, datată prin 1985, dacă nu mă înșel, dar pe care sigur nu vreau să vă prezint acum, o voi face la momentul potrivit, voi reveni asupra acestei scrisori care mi se pare exemplară din foarte multe puncte de vedere. Doar atât aș vrea să vă spun. Din această scrisoare aflăm că marele profesor, critic și istoric literar Alexandru Piru, cel care căruia cultura română, literatura română îi datorează atât de mult, a fost obligat să iasă, stimați telespectatori și radioascultători, la pensie, exact la limita de vârstă, cu alte cuvinte, sau un an după limita de vârstă. Nu l-au mai suportat acolo. Deci a fost obligat tocmai unul din cei mai avizați cunoscători ai literaturii române, la nivel universitar, să fie obligat să se pensioneze la limita de vârstă, deși și atunci, ca și acum,
Există dreptul fiecărui om care se consideră îndreptățit să-și ducă mai departe meseria, profesiunea, să poată activa, cumulând inclusiv pensia până la vârsta de 70 de ani. El a ieșit la pensie la 60 și ceva de ani, 66 de ani. L-a obligat să iasă la pensie. Așa, acest amănunt, stimați telespectatori și radioascultători, eu nu-l cunoșteam. L-am descoperit de recent pe internet, în arhiva revistei România Literară, unde ar fi apărut scrisoarea de care fac referire, a lui Alexandru Pilu, către Pompiliu Marcea, și el profesor universitar la București, la Universitatea din București, scrisă prin 1983 sau 85, cam așa. Ce conține această scrisoare și tonul în care ea este redactată spune foarte multe despre omul excepțional de o mare calitate morală care a fost Alexandru Pilu și care știa să-și pună în surdină suferința, durerea, nedreptatea la care a fost supus într-un mod care efectiv te înfioară. Aproape că văzând, aproape că nu-l mai recunoșteam pe Alexandru Pilu, văzând cum și cu câtă sforțare, cu cât de puțin vizibilă sforțare, el reușește să-ți țină în surdină, repet, nemulțumirea, revolta. Să se revolte, să iasă în piața publică, să se bată cu pumn din piept pentru cât a suferit. Nu s-a văzut așa ceva. Mare, aici vorba mare om, mare caracter, are, din punctul meu de vedere, acoperire totală, acoperire deplină. Dar despre această scrisoare pe care o am în față, prin amabilitatea tinerilor mei colegi care mi-au din redacție, care mi-au tipărit-o după internet, despre această scrisoare, repet, am să vă vorbesc cu alt prilej. Mi-a făcut bine gândul, sau mi-au făcut bine gândurile și amintirile care m-au năpădit cu ocazia acestei aniversări aproape incredibile. Profesorul Pilu, 99 de ani, el, bărbatul zvelt, puternic, sigur pe sine, echilibrat, inflexibil în judecăți, vârsta de 99 de ani. A trecut timpul și ce repede a trecut. Vă iubesc, iubite maestre, iubite profesor, și vă salut și cu această ocazie în nemurire. Da, să trecem, stimați telespectatori și radioascultători, la ale noastre, nu-i așa? Pentru că se întâmplă multe, multe, multe. Ne plângeam mai săptămânile trecute de faptul că, domnule, vara asta parcă lâncezește, parcă se apropie de sfârșit și parcă nu s-ar apropia. Oamenii vin și nu prea vin din de unde sunt plecați ca să se apuce de treabă. Viața politică lâncezește pentru că, uite, așa e și stai să vezi încă se luptă cu bronzul unii dintre aleșii noștri, dar iată că lucrurile încep să se miște și se mișcă într-un mod care anunță o toamnă cât se poate de fierbinte. Bine ar fi, la cât agent termic ne lipsește nouă prin Severin, bine ar fi ca toamna să fie fierbinte și la propriu. Iată, găsesc aici pe cotidianul.ro: cine se aseamănă, puncte, puncte, e un supratitlu, cu alte cuvinte se adună. Mutare șoc pe piața politică. Și aici vedem o poză a domnului Mirel Palada, care știți și dumneavoastră că a fost purtător de cuvânt al guvernului Ponta. Iată ce scrie aici. Ce s-a întâmplat cu domnul Palada? Avem noi mai multe știri pe care le-ați putut urmări în cazul că ați fost telespectatorii noștri fideli ca de fiecare dată în rubrica de știri, în grupajul de știri.
Iată ce citim aici, în cotidianul.ro. Fostul purtător de cuvânt al guvernului Ponta, sociologul Mirel Palada, s-a alăturat Partidului România Unită, PRU, PRU, o formațiune cu tentă extremistă, ia uzi ea, condusă de ex-PSD-istul Bogdan Diaconu. Extremistă, tentă. Mi se pare că folosesc și distinși noștri colegi de pe la ziarele bucureștene o terminologie cam exaltată. Știu eu încotro bat ei, vor să legifereze practic ocuparea de către acest PRU a locului chipurile pierdut de partidul lui Corneliu Vadim Tudor, Partidul România Mare. Chiar denumirea acestui partid, Partidul România Unită, spune ceva în acest sens. Dar în sfârșit, hai să nu ne cramponăm de modul de a se exprima și de a formula al altora. Deci s-a alăturat Partidului România Unită o formațiune cu tentă extremistă condusă de ex-PSD-istul Bogdan Diaconu. Începând de astăzi, Mirel Palada este director de comunicare și purtător de cuvânt al Partidului România Unită. Bine ai venit în echipa PRU, Mirel! Ei, iată, trecură la familiarisme. De astăzi suntem mai puternici, iar mâine vom fi și mai puternici, a anunțat Diaconu pe pagina sa de Facebook. La rândul său, Mirel Palada și-a anunțat joi, ghilimele, cu bucurie, închidem ghilimelele, fanii pe Facebook a acceptat propunerea făcută de PRU, deci Partidul România Unită, afirmând că este mândru că este român. E, până acum a fost probabil. Precizare din asta, ca să arate ceva. Ce? Sunt onorat că îmi pot pune, tot cu ghilimele, sunt onorat că îmi pot pune experiența profesională la dispoziția unui partid tânăr de viitor. Îmi doresc o Românie puternică, sprijinită de capital românesc puternic. Of, Doamne, cred cu tărie în soarta europeană a României, dar îmi doresc ca asta să nu ducă la o nivelare culturală care să ne șteargă specificul limbii și istoriei și obiceiurilor. Cum naiba deși aduse aminte de toate aceste lucruri sfinte, abia azi, acest Mirel Palada, un șmecher de gang de București, care nu mi-a plăcut, cum să vă zic, niciodată. Cam niciodată. Nici când făcea pe pontistul de serviciu sau pe avocatul în orice împrejurare al PSD. Deci cred cu tărie în soarta europeană a României, dar îmi doresc ca asta să nu ducă la o nivelare culturală care să ne șteargă specificul limbii, istoriei și obiceiurilor. Și mă, da, sunt lucruri normale pentru orice român, dar eu nu l-am auzit vorbind până acum pe acest Palada. Iar PSD-ul nu era un partid social-democrat, un partid serios care, din câte cunosc eu, a avut și are respect față de valorile naționale. Cu toate acestea, în perioada când am deplinit o funcție la PSD, nu l-am auzit pe Palada vorbind în acești termeni. Nu. Ceea ce mie îmi spune foarte multe despre caracterul său, hai să, cum să-i zicem, unduitor. Ca să nu-i zicem altfel. Deci, cred cu tărie, zice el mai departe, că în politica românească, ca în politica românească, să existe un curent naționalist sănătos, decent, nu isteric, nu izolaționist, adică unde face el trimitere? Nu ți-e puțin rușine, Palada? Așa, puțină milă și rușine, vorba lui Ioan Alexandru într-o poezie. Puțină milă și rușine. Mi-am adus aminte de regretatul poetului Ioan Alexandru. De bună seamă că îmi cade greu să spun cuvântul care se cuvine, măicuța mea al cărei sân l-am subt, s-o laud mult, mie milă și rușine. Lui nu e, acestui Palada. Așa. Îmi doresc, deci, ca România să fie apărată de tendințele neocolonialiste mascate în ideologie neoliberală. Cred cu tărie că e vremea ca în politica românească să existe un curent naționalist sănătos, de ce nu isteric, în spine. La fel cum și alte partide își poartă cu mândrie sintagma de național în denumire. Să fie într-un ceas bun, a scris Palada adăugând,
Citesc din nou. În bună tradiție instituțională legitimată de însuși președintele României Klaus Iohannis, permiteți-mi ca, după iureșul provocat de acest anunț, de sâmbătă încolo să îmi încep activitatea cu o scurtă vacanță de recuperare. Bravo! 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 Tare intrăm așa în retorica naționalistă, fără niciun pic de rușine, pentru care părerea mea e că n-are niciun pic de respect pentru ceea ce zice el că înseamnă valori naționale, e un oportunist de duzină, după modesta mea părere. După modesta mea părere. Dacă greșesc, da. Alminter, repet ideile pe care le formulează aici cu deosebită aplomb așa retoric, sunt opinii sănătoase ale oricărui om, adică care ar putea sta în gura oricărui român adevărat, în gura oricărui român și în mintea și în sufletul oricărui român adevărat. Pe el nu-l prea cred. Nu-l prea cred eu și gata. Mai departe, deci abia a intrat acolo, l-au pus ăștia purtători de cuvânt și se duse în concediu, că obosit de atâta retorism naționalist. Rușine palada să-ți fie. Rușine să-ți fie palada. Glumesc, desigur, nu. Oameni ca palada n-au niciun fel de Dumnezeu, ca să nu zic rușine. Da. Racolări pe bandă rulantă, ceva mai jos în articol. În partidul condus de Bogdan Diaconu s-a înscris, atenție mare, și deputatul Marius Manolache, finul fostului premier Victor Ponta. Manolache a demisionat din PSD pentru a se alătura noului PRM al politicii românești. PRM a fost PRM, pardon de expresie. Stimați colegi din presă, nu faceți alăturări care n-au nicio acoperire. PRU și PRM sunt, deci vorbesc de PRM-ul acela, puternic de tot, care ajunsese la o anumită treaptă a influenței în societatea românească și nu de ce a ajuns acum după moartea lui Vadim și cu puțin timp înainte de moartea lui Vadim, când omul era copleșit și de datorii și de obligații încă neonorate și așa mai departe. Lucru care s-a terminat în acel trist eveniment de acum un an, aproape un an de zile, când Vadim a trecut și el în lumea celor drepți. Dar să nu se facă, eu știu, o comparație între PRM-ul adevărat, care a fost în jurul anilor 2000 și până în anii 2000, și acest PRU. Dar să revenim. Dar uite, ne enervăm. Da, ne enervăm de o chestie din asta. Aruncat așa, că nou PRM al politicii românești, pe naib. De asemenea, s-au alăturat acestui partid deputatul... Deci s-a dus ca să revenim, să nu ne îndepărtăm. Să recapitulăm. S-a înscris în PRU, partidul ăsta de condus de Bogdan Diaconu, și deputatul Marius Manolache, deputat de mehedinți, stimații mehedințeni, încă deputat de mehedinți, finul fostului premier Victor Ponta. De ce s-o fi dus Marius Manolache acolo? Doar pentru că a auzit că Victor Ponta își creează un nou partid? A fost o bârfă așa, sau încă mai este o bârfă, un zvon, ce vreți dumneavoastră, prin viața politică românească, cum că Victor Ponta își croiește un nou partid. De ce ar putea face dumnealui așa ceva? Pentru că a intrat în raporturi arabo-israeliene cu omul cu mustață, cu ăsta, cum îl cheamă, șeful PSD-știlor de acum. Livache Dragnea. Da, că nu l-ar mai agrea Dragnea pe Ponta. Ei, iată, a ajuns cine să-l agreeze pe Ponta, Dragnea. Nu e cum se întorc naiba toate chestiile acestea. A, că dacă îi întreb de vorbă, l-a întrebat cineva de vorbă și pe Dragnea, l-a întrebat cineva de vorbă și pe Ponta. Dom'le, așa e. Ai, dom'le, nu. Eu voi candida tot PSD, era de acolo, domnule, el a așteptat să candideze Victor Ponta în PSD. Niște neserioși, la urmă urme. Dar se iscă niște vântoase din astea în media românească, media românești. Eu știu, poate se iscă doar pentru a vedea sau pentru a testa tipul de reactivitate al celor implicați, al celor interesați.
Iar Marius Manolache, probabil că, sau cum îl cheamă, finul lui Victor Ponta, probabil s-a grăbit, a luat puțin hora înainte. Acum nu știu dacă a luat o țeapă, dacă a luat, cum să zic, o gură de aer naționalist, așa, sănătos, sau cine știe doar dacă el însuși vrea să tragă țeapă al cuiva. E greu de spus, dar s-ar putea să fie chiar toate la un loc la un moment dat. Da, deci Finu a luat, și-a luat tălpășița din PSD, deci iar la ora actuală PSD Mehedinți la nivel parlamentar e mai sărac, dacă putem spune așa, că ne vine să și râdem, stimați telespectatori, mai sărac un membru. Așa. Deci el a luat ora înainte, poate că l-așteaptă și pe Nașu, dar Nașu nu prea dă semne de plecare. Nici mie nu prea-mi vine să cred, pentru că se va da probabil o luptă la baionetă la vârful PSD-ului între cel care s-ar vrea plecat și cel care l-ar vrea plecat pe celălalt. De asemenea, s-a alăturat acestui partid, să continuăm, stimați telespectatori, vă dați seama ce încurcate stițele politicii românești în aceste zile, zile fierbinți, vorba unui titlu de film, ca să citez un titlu de film, Sergiu Nicolaescu, parcă da. De asemenea, s-a alăturat acestui partid deputatul PMP. Pâmp? PMP? PMP? Deci partidul Băsescu, nu? Mario Caloianu și deputatul fost PSD, Camelia Craibanii.